Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov, cu un video legat pe tema AirDrop. Ce înseamnă AirDrop? Deci AirDrop, asta e programă de repartizare rapidă a monetelor gratis, la diferite monete ICO. Ea o leacă diferă de programa Bounty. Bounty poate să fie mai lungă în perioadă, poate să fie o lună, două, trei. Când AirDrop, de obicei, o zi, două, trei, maxim, îi ține. De ce? Ca să nu pierde timp făcând foarte multe video, căci uneori pe zi poate fi și 10 de AirDrop pe care eu le găsesc. Am hotărât să fac o leacă altfel format, deci voi face un video în care voi arăta două, trei monete, ce trebuie de făcut. Restul, ele sunt în același stil, în același algoritm de îndeplinire sarcini ca să primim acest monet. Deci titlul la video va fi de fiecare dată așa ceva. Adună monete gratis din AirDrop și alături va scrie, va fi data, de pildă azi e 23 februarie. De pildă mâine fac alt video deja cu alte monete care o să fie de pildă 24. Poate să fie așa că pe zi mai găsesc alte monete. De ce? Eu o să le adun în video care deja este făcut de pildă. Am făcut azi pe 23 de pildă și am plasat 3 monete care se dau gratis, dar pe parcursul zilei am mai găsit încă 2 sau 3. Eu pur și simplu în descriere o să le mai adaug. De ce? Ca să vedeți, dacă nu a apărut ceva nou, apăsați pe încă sau în rusă, așa. Deci ca să deschidă toată lista de link-uri și apăsați pur și simplu pe link și vedeți dacă de pildă în acesta v-ați înregistrat, bun, lăsați în pace, dacă nu, deci ce trebuie de făcut, deci de pildă uitați-o, scrie că trebuie de intrat cu portofelul Ethereum, eu ce sunt înregistrat, dar vă arăt ce trebuie de făcut, de pildă trebuie să aveți sub mână mai Ethereum sau MetaMask. Unde este portofelul? Îl copiat. Mie îmi place MetaMask, mai mult că mai Ethereum, că el și mai sigur. Și aici, uitați, să adună toate monetele care le adunăm. Deci sunt unele care parcă multe, de ele pot fi 2-3 dolari. 30.000 de pildă. În unul a făcut, în altul 476. Tot așa, în 2-3 zile. Pe urmă, ideea mă nu se mai dă. Peste vreo 3-4 zile din nou poate să dă. Deci ea o să fac în fiecare zi. De pildă, un video general cu același titlu, dar se va schimba data. Și deci îmi plasăm portofelul și apăsăm pe submit. Așa, ce mă vreau eu. Eu pur și simplu sunt deja înregistrat. Terminat, să ne pusem acte. Nu s-a încărcat. Deci uitați-o. Am 5.000 de monete am făcut. Pe portofelul care l-am indicat, eu sunt 3 mate. Acum, ce trebuie de făcut? Trebuiește de prima, vedeți, primul pas e scris. 1, a doilea, a treilea, a patrulea. Deci toate acestea le deschideți și vedeți că sunt aceleași practic consecutivitate. De pildă a doilea. A doua monetă care se dă gratis. Deci aici ea, ce trebuie de făcut? Primul pas. De făcut tweet. Vedeți, primul pas. Tweet. Ați făcut tweet. Pasul 2. V-am scris la tweet-ul lor. Pasul 3. De trecut în grupul lor Telegram. Unde trebuie de plasat codul? Codul nostru personal de pe copiat și aici scrie că trebuie să-l trimiteți în databox.
Deci puteți trece așa. Treceți la grup. Eu mă vă întoarce înapoi. Grup. Eu deja sunt. Deci vă uniți la grup. După aceea, vedeți ce fac resul. Deci resul plasează aici codul. Îl plasați. Și apăsați pe Enter. Atât. Deci nu nimic complicat. Și așa la toate. Citiți condițiile și pe urmă renoiți pagina. Și vedeți, eu am primit 2. Asta, 3 întreg și 2, dat. Deci când se dă mai puține monete, deci moneta aceasta, ea e mai scumpă ca valoare. Unde se dă mai multe, de pildă aici, se dă 5.000. Asta posibil că se iasă mai ieftină. Apoi, pur și simplu, luați linkul de referal și invitați oameni mai departe, dacă doriți. Aici o să apară câte persoane se invitați și cât ați primit deja de la parteneri. Și așa cu treile tot la fel. Apăsați. Deci eu aici am primit 8.888 monete. Aici e inițial, tot este primul pas, a doilea și a treilea. Deci acolo trebuia e-mail-ul dedicat la început, pe care o să vină datele cum scoatem banii de aici, monetele. Prima, copie codul. Vă uniți la Telegram, îl plasați acolo și atât. Tot nu nimic complicat. Deci plasați la grupă. Vă uniți la grupă și vedeți toți care fac, scriu succes, succes, a primit 8.800. Deci e foarte simplu cu aceste airdrop, doar că ele sunt foarte multe. Iar peste ceva timp, o să vedem care valorează, care nu. Deci sunt unele monete care sunt la preț de aur. Unele nu costă nimic, deci. De ce nu știi care și cum o să aibă valoare în timp? De ce trebuie strâns toate, care se dau acolo o leacă, acolo o leacă și se face din picături, se face mare. Deci nu e dată undeva să dă gratis foarte mult care să ne îmbogățească. Trebuie peste tot pleacă de adunat. Deci asta e ideea care eu vă propun să urmați după mine. Deci fiecare dată când vedeți adună monete gratis din airdrop, mă uitați la dat când e l-ai plasat. Prin asta o să fie diferență. O să fie foarte multe video cu acest tip. Doar că va difera, va fi diferență în dat. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.